bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Ați sintetizat foarte bine esența a tot ceea ce se întâmplă, ăsta e adevărul. Noi i-am văzut perfecți împreună, chiar și în viața privată, iar adevărul era departe. Halil niciodată nu a iubit-o pe Sila, și până la urmă, nici asta n-ar fi o problemă, gusturile nu se discută, numai că Halil era ok. Dacă de acum un an spunea tranșant cum stau lucrurile, a fost numai profitor, sau a fost și laș. Nici o ipostază nu e favorabilă, iar Sila să se bucure că s-a întâmplat așa, chiar dacă încă e fedureros pe te. Ia! Povestea cu relația Silei cu Dogucan e o imensă aiureală, pusă pe tapet de către cei cu mulți neuroni lipsă, exaltați de propria neputință a gândirii. Sila poate spune orice despre Halil fiindcă se crede pe cai mare având fanii în spatele ei, dar în viața totul este trecător și viața nu iartă. Halil este un bărbat matur care a răsfățat-o. A adus-o în lumea lor chiar dacă ea este talentată. Halil să nu uităm că este un om titrat, Ana la vârsta asta a făcut ceva în viața lui de care este respectat, nu i-a plăcut să iasă în public cu probleme personale iar acum din cauza bârfelor nemeritate omul trece printr-o perioadă mai grea. Si el a iubit-o pe Sila se vedea si din avion dar fiind un om de calitate își va găsi jumătatea pe măsura. Oameni, doar să mă gândesc că n-o să-l mai văd niciodată pe Sila mă disperă, imaginați-vă pe Halil? Trebuie să fie foarte dezorientat. Cine știe că Dumnezeu nu-i arată că viața asta nu este nimic și luptele sunt o pierdere de timp? Dacă îi place fata, își va trăi dragostea și va lăsa în urmă lucrurile care îi întârzie viața. Sila a fost acceptată de mai multe case de producție, iar Halil a fost respins, nici cu muzica nu prea stă sa bine, dar în schimb cu femei de consum asta îl caracterizează pe el la 40 de ani. De când s-a încheiat Emanet, cred că prietenia lor s-a încheiat, cred că Halil trebuie să fi fost supărat pe Sila pentru că a părăsit Emanetul pentru că cei doi erau în culmea succesului. Cei doi, cat de curant, nu vor juca împreună? Supărarea Silei e mult prea mare fata de Halil, ca să accepte un proiect împreună cu el. Poate în viitor, după ce se va vindeca total de ceea ce a simțit pentru el. Cum au trecut 40 ani mai așteaptă încă 40 și poate să se însoare liniștit. Habar nu are cum i-a trecut norocul și jumătatea lui pe lângă el punta a avut o șansă femare în dragoste și cariera. Dragostea a pierdut-o pe veci iar cariera este ușor-ușor în cadere. Sau poate că fata avea un alt motiv să-l părăsească pe Halil, nu pentru că era un tip simplu. De exemplu, aveam deja îndoieli cu privire la onestitatea, decența, bunătatea și abnegația lui, într-o zi sunt iubiți, apoi nu, Sila are un nou iubit, deci cum e de fapt? Doar minciuni și bârfe, este doar o mișcare de reclamă, crește audiența, este deja jenant, altfel Halil și Sila sunt actori grozavi, dar acele basme despre relația lor sunt doar minciuni. Seria este grozavă și forța din el este grozavă. În sfârșit, închide ușa în spatele mediocrui lui Emanet. Acest serial a putrezit și s-a prăbușit. Datorită incompetentului ticălos Nazmie, monstrului Marin Nanuca și trădătorului Halil. Acum culeg roadele aventurilor. Deci, dacă ea este îndrăgostită de Halil Ibrahim, de ce nu pot ajunge? Dragostea traversează multe mări și ajunge și ei sunt oameni, așa că dacă Halil Ibrahim o iubește pe Sila, așa cum spuneți că va fi o pasăre și va zbura și va ajunge la ea. Așa că Sila s-a comportat ca pisoiul Maria Ramos aruncă cu piatra și își ascunde mâna ca astul benepurne și Halil necredinciosul demoralizat trebuie să-l vezi pentru urmăriri pe care trebuie să le vezi ambele părți. Cântecele lui Halil, nu există limită pentru bucurie. Halil vrea să întoarcă forța și să se subjugă, ceea ce pur și simplu nu a întreprins, iar forța este încăpățânată și mândră, ceea ce îl înfurie el. Adoră să subjugă femeile, dar forța a arătat că nu este zdrobită lăsați-l să târască pe cine vrea, iar forța este un mare ghimpe în inima lui oricât se bucură urătorii forței, iar lacrimile lui Halil curg prin ea.
Let umple haremul, dar strigă după forță. La Sasa nu joace împreună, sunt atâtea actrițe bune cu care poate juca Halil. Nu are nevoie de Sila. Ia Sasi va da de serialul ei și de relația ei actuală cu Dogucan. Doamne fereste cât de poroaste sunt eticredetic cu Halil Vulbag în seamă, el s-a vândut colega pentru banii, nu plecă cineva de unde îi este bine. Unde-i succesul lui de când Sila a plecat, nimeni nu-l mai acceptă, el este santajat acum de ce i-a făcut lui Sila. Toti actori care au ieșit din serial îl vorbeste numai de râu. Actori care au ieșit din serial toti spun că el a scos-o pe Sila din serial pentru banii. Doamnelor, la el vorbeste faptele parsive, vai de femeia care se leagă la cap cu asa când ne încălduri. Halil credea că Sila nu va mai fi angajat de nimeni, din motivul ăsta a fost contra ei la procurs, roata s-a întors, el a fost respins de la mai multe contracte. Deci tot acest timp a fost petrecut mințind pe Sila și pe public. Deci nu ai fost niciodată îndrăgostit de Sila, doar ai folosit-o. În fiecare zi îl cunoaștem din ce în ce mai mult pe Halil Ibrahim, masca îi cade, așa că publicul a spus întotdeauna adevărul, că este un mare mincinos reverend. În tot acest timp l-a înșelat pe Sila și publicul, spunând că era îndrăgostit de Sila și că cea mai mare dorință lui era să se căsătorească cu ea. Acum Halil Ibrahim, te-ai dus pe punte și nimic din ce spui și din ce faci nu va conta pentru noi. Ai făcut mișto nu numai de Sila, ci și de public. Acestea au terminat Halil. Relație nesigură și nerezolvată cu fosta logodnică. Mi-am dat seama că era ceva care te împiedica pe tu și pe Sila să fii fericiți. Prima lipsit curajul, dragostea și încrederea. Cu femeia care l-ar face foarte fericit, a ținut mereu secret. Acum, strigă lumii că nu o mai vrei. Felicitări ție și familiei. Ce păcat ca o mama nu-i Sila sa fiul sa fie fericit. Am două fete și ce vreau este să le vad fericite. Si Halil cu Sila chiar i-si schimba fata, dacă e frumos candera cu Sila era mai frumos, dar la fel i se întâmplă ceva cu Sila, că era mai frumos înainte cu Halil decât acum. Nu-i mai face reclama lui Sila și Halil, nu există, s-au despărțit. Halil l-a ales ca Nazmiena, nu ca și managerii Sila și lângă el, nu era bărbat? Forță cu ea să facă reclamă măcar o dată, fi bărbat, e rău să te privească și să lase forța în pace. Ea are un nou proiect și un nou partener care nu poate fi trădat, iar Halil și-a trădat partenerul, dar, totuși... Forța a învins toți șerpii și a ieșit cu o victorie și la culmea, bravo! Povestii vechi, care nu mai au importanța. Acum a făcut Siel același lucru cu Sila. A parasit-o când era mai greu și avea nevoie de ajutor, întorcându-i spatele și pactizând cu partea adversă, pentru bani. Probabil că a fost iubita domnului Halil. Acum regreta că l-a parasit atunci. Însă regretele simt arvi de acum. E mult prea târziu pe tăia. Dacă nu l-a iubit atunci destul de mult ca să nu-l parasească pe altul. Acum cind este faimos și plin de bani, poate ar vrea să se întoarcă la el. Dar dacă s-ar întoarce doar pe aceste lucruri materiale, ar înseamna doar că iubeste doar faima și banii lui. Ceea că ar fi regretabil pe te domnul Halil. Aica nu ar iubi omul Halil, ci doar ceea ce reprezintă numele lui. Sincera sa fiu eu asemenei persoane nu i-a s-acorda a doua sansap, chiar de la Silbi la nebunie. Nu ar merita atenția și dragostea lui Halil. Există un proverb care spune câte mere se aruncă în pom dar de roade, căci așa se găsește Sila. Cât mai aruncă cu piatră la Sila, discurs spune bârfă, dar ea e victorioasă, așa cred. A lucrat într-un serial și a jucat foarte bine rolul. Acum sunt o grămadă de vulturi care vor să defăimeze fata. Nu aveți noutăți, prezentați păreri. Sila are succes pe TK, joacă excelent, are un partener compatibil și fe talentat și într-un film de succes. Pe Halil îl doare incot de ce se comentează despre Sila, dar este clar că nu este bucuros de succesul ei, el neavând un numărul mare de spectatori.
dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.